Salut, ce faceți? Sunt omul ăla care v-a zis să fac videoul ăsta și după, da, într-adevăr l-am făcut, dar v-am lăsat un post pe comunitate și am zis că, bă, am vorbit 27 de minute sau 28 sau cât am vorbit eu și am considerat că nu merită să vorbesc 28 de minute despre un nimic, știi, nimic, un nimic, mă rog, chestii de genul. După care la ultimele posturi m-ați rupt, a zis că vreți neapărat, a zis că nu vă interesează dacă e cum e, a zis doar că vreți să vedeți răspunsul meu. Nu răspuns. Ce am eu de zis? Că nu e un răspuns, că nu m-am certat eu cu el, nu i-am dat eu foc la casă, mă înțelegi? Și ca să lămuri o chestie, nu, eu nu vorbesc despre YouTuberul ăla din Moldova care și-a dat foc la căruia i-a ars casă și mă rog, a cerut bani de reparații. Eu vorbesc de alt YouTuber, îl știu doar eu, voi nu știu dacă îl știți. Mă rog, e un YouTuber care și-a dat foc la casă și a cerut foarte mulți bani, deși el are bani. Mă rog, e o chestie, nu știu, nu știți voi, îl știu doar eu, da. Da, în primul rând, vreau să durez mai puțin, da? O să punctez doar ce cred eu. Au fost multe videouri făcute pe tema asta, m-am amuzat foarte tare și m-am întristat foarte tare când am văzut în ce fel de lume trăim. Asta e. Bă, sper să se vadă focusul bine, am și o cameră nouă, da, îmi pare rău că mă lăchesc așa începând cu o calitate nouă, cu un videoclip de genul ăsta, dar promit, am chestii, serios, sufletul meu e bun, dar am chestii faine, da, am în minte foarte multe lucruri faine cu camera asta nouă. Ăsta e de la cheal, am zis, hai să testez și o camera asta cumva și testez așa, da, ca să putem spune așa. Oricum, videoclipul nu e despre ăla, de-l știți voi, eu despre unul de-l știu eu, da. E trist ce s-a întâmplat, e trist faptul că ai ajuns să faci așa ceva. Vorbesc de YouTuberul ăla pe care îl știu eu, în caz că nu v-ați prins. Am făcut video ăla când era un pic m-a prins așa și vreau să-l fac acum, când sunt în starea mea naturală, sunt prăjit, eu sunt aici, sunt rupt tare, știi, mă înțelegi? Asta sunt eu, fac chestia asta, am 145.000 de abonați pe YouTube, peste 100.000 de vizualizări la ultimele clipuri, e genial, da? E genial, deci pot să fac asta, să o zic oamenilor mei care se uită indiferent de... O să scot like-urile, dislike-urile, nu o să pun titlul, nu, eu nu vreau chestia asta, nu, e, nu, nu mă reprezintă, da? Ați vrut voi și am zis da. Din moment ce oamenii care m-au adus aici, oriceva, trebuie să-i răsplătești la un moment dat, din moment ce eu am chestia asta, da? Din moment ce eu am faima, nu-mi bat joc de oamenii care m-au ridicat, să nu fac ca YouTuberul ăla, de-l știu eu, știi, să le arăt degetul, să nu, eu nu fac așa ceva, mă, eu nu mă lăchesc așa, da, na, YouTuberul ăla, nu știu dacă le știți voi, dar nu-l știți voi, eu știu doar eu, e un ipocrit, dar nu-l știți voi, aoleu. Dar tocmai de-aia nici nu-l editez, vreau să fie starea naturală, nu vreau să fie cadru, nu vreau să fie like-uri, dislike-uri, comentariile mă gândesc, da? Pe care le... Mă gândesc dacă să le las sau să nu le las, nu vreau să fie oameni care țin cu el sau oameni care țin cu mine, asta e doar o chestie. Dacă poți să tragi o concluzie de aici, foarte bine, dacă nu, nu, e tocmai de asta, nu vreau să... Da, mă înțelegi. Da. Ce a făcut, părerea mea, în primul rând, da, casa pe care și-a făcut-o, e, cum să zic eu mai, e extraordinar. E extraordinar de urâtă, da, deci nu știu ce arhitect a angajat-o el și-o desenat-o el pe hârtie, dar e foarte urâtă, da, deci n-are o noimă casa aia. O încercat să facă ceva mai futuristic, nu a ieșit. În primul rând, de ce ți-ai face un... Nu știu, să-i zic living, să-i zic dormitor, că am văzut că are pat cu bucătărie. Am înțeles că e o chestie unde să stea el, mă rog, e ciudat. Din câte mă duce pe mine mintea, nu i-a plăcut cum a ieșit, da? El mai are o parte de casă. E bine că i-ai dat foc, era foarte urât oricum. Foarte mulți bani băgați degeaba. A pârpolit o leacă, mă rog, un ATC, Doamne, vorbiți voi că eu nu pot, sper să nu se piardă focusul, da? Că e greu când treci de la atâta la atâta, da? Să nu gândim pervers. Și asta e. Nu i-a plăcut, a pârpolit-o, na-na-na, a cerut mai mult bani și să ajung la chestia asta că... Vezi cât de ipocrit poți să fii la un moment dat când am văzut, m-am uitat la YouTuber de ăștia care au făcut, m-am uitat la Sucre, da? Și bă, și-am văzut acolo că amenința omul, amenința, înjura, adică bă, am ajuns eu să
da, pe drumul ăsta drept, mă calmez, nu vorbesc urât, nu mai fac asta. Și el acum a început că, ui, boule, chișetule, ce, nu știu cum a mai zis el. Vezi că știu unde stai, vezi că aveți grijă, anunțați-l pe cela. Da, e trist. E trist și e foarte trist, mai ales că se consideră că e major, nu știu câți ani are. Peste 21 sigur are, habar n-am câți ani are, dar se consideră că trebuie să... Stai să-mi pognesc o leacă spate, așa. Se consideră că îți merge o leacă mai mult mintea când ai peste 18 ani, dar... Bine, eu n-am 17, chiar nu merge deloc, e blocat în loc încă de la 12 ani, dar asta e altă chestie, în caz că dau argumente nașpa, nu, sunt în aceeași oală. Da, uite, am văzut o chestie care m-a uimit, da? Deci m-am uitat la videoclipul ăla cu fetița aia, da? Toți știu videoclipul ăla, da, mă rog, nu știu. Dacă nu știți, să zicem că las în descriere. E vorba de o fetiță care pe patul de spital se adresează direct către youtuberul eluia, nu știu dacă îl știți voi, e un youtuber din care și-a dat foc la casă, mă rog, asta nu e important. Îi cere direct ajutorul cu un share, cu o distribuire, având un număr mare de abonați și având un impact foarte mare când a fost el atunci, da, i-a cerut un ajutor, mai ales că se considera că era fana lui, da? Din spital, are o boală foarte gravă, nu vreau să o pronunț, e cea mai nașpa boală, dar youtuberul ăla de care vă zic eu și voi sigur nu-l știți, îl știu doar eu, care și-a dat foc la casă, s-a pus în aceeași oală cu cuvântul ăsta când a zis că atunci când îți arde casa e ca și cum ai avea boala aia. Dar în primul rând, să zic ceva, o casă se mai face, boala aia nu știu dacă poți să o vindeci. Și da, am văzut acolo că i-a donat cineva 2000 de euro. Bă, când am văzut asta, nu știu, mi-a dat o palmă în cap, adică... Nu știu, n-am știu cum să reacționez. 2000 de euro. Bineînțeleg, e om pe care îl susții tu. La un moment dat, bă, oricâți ani ai, poți să ai 5 ani, poți să ai 2 ani, poți să fii din maternă la video ăsta, da? Dacă tu ai un... cineva pe care susții, bă, îl susții... Dacă face ceva la un moment dat bun, da? Dacă merge într-o bătaie de joc, e nașpa, nu știu, adică, da, bine, să trecem peste asta, e cum e el, o să ajung și puțin mai acolo, sper să nu mai intru în alte lucruri, că nu vreau să trag de video ăsta, că iară vorbesc mult și e degeaba, e pentru nimic, e, mă rog, eu sper doar să înțeleagă oamenii mei care mă urmăresc pe mine, deși am văzut că oamenii mei sunt forța forțelor, da, mi-am tras o frezură, nu, în caz că, da. Am văzut că după ce i-a dat 2000 de euro, i-am zis lui frate-mi, mi-a zis, băi, arată-mi mă și mie pe ăsta de eu dat 2000 de euro. Am intrat acolo, mi l-a arătat pe Instagram și surpriză, când am intrat pe Instagram la contul lui, scrie acolo, urmărit de Ilies Vlogs, de un YouTuber care și-a dat foc la casă, nu știu dacă îl știți, doamne, nu știu dacă îl știți voi. Și am zis, uite bă, când e ceva spre bine, tău, gata, post, în prima, eu am donez 2000 de euro, follow pe Instagram, îți dau și like la post de tot. Dar săraca fetița aia, care era pe patul la spital, nu vrei să, adică mai bine să ai casa arsă decât să stai în spital, sincer. Și mă rog, nu e o casă, e... Bani ai oricum, dar... cum să faci așa ceva? Adică de ce să-l bagi pe la înseamnă și pe tipa aia? Nu, oricum o și... O minți grav când o zis că s-a întâmplat acum 2 ani, când s-a întâmplat vara asta, da? E jegos, e youtuberul ăla pe care știu și voi nu știți, e foarte, e... Nu vreți să dați de așa ceva, sigur trebuie să nu cunoașteți și voi, nu vă zic eu. Și asta e... Mi-am dat seama că atunci când te ajungi, știi, gata, uiți de tot, poți să... Mă uitam și la el când era mai mic, da, era mai mic și mă uitam la el, știam că are un trecut mai nașpa, dar vreau să zic despre trecutul lui, că nu știu cum să zic el, cum e, s-o chișat pe trecutul lui. Poți să fi făcut ce ai vrut tu, că n-ai avut nu știu ce, dar acum când dai și te-ai ajuns și uiți că n-ai avut, e trist, da, e foarte trist, asta înseamnă să ai mult, da, deci când dai mult, pur și simplu o iei cu aiurea, da, deci mai bine ai... Puțin, nu puțin, să ai îndeajuns, atâta cât îți trebuie, da? Zim și mie cu ce îi folosea casa aia, camera aia, ce și-o fi făcut el? Buncărul ăla lui, mă rog, e futuristic, era cu baie automată, mă rog, n-am văzut. E...
mai mare decât casa mea, da? Și în lungime și în lățime, nu vă exagere. Deci casa mea are 40 de metri pătrați, ăla sigur avea mai mult, am văzut eu, deci din ce se vedea, cu geamuri de nu știu, păi, de ce ai făcut asta? Bine, am rămas foarte plăcut surprins când am văzut că, stai să arunc asta la gunoi, când am văzut că am zis, bă, am și eu niște bani, da, vreau să îi donez în scopul ăsta, da, că poate fetița aia care acum e bolnavă de, când o să ajungă mare, dacă așa, o să schimbe ceva, o să ajute la pe copiii care au boala asta, pentru că așa e, când am dat, când n-ai ceva, când o să ai posibilitatea, o să faci ce n-ai avut tu, da? Nu în cazul youtuberului eluia pe care îl știu eu și voi nu știți, nu e ăla, nu, ăla nu. Am vrut să donez și am văzut pe site-ul ăla că era o chestie așa, cu banii de care aveau nevoie și scria completat. Bă, deci m-a luat așa o bucurie, am zis, uite, bă, mai există oameni care gândesc, bă. Deci mai există oameni care gândesc. Nu oameni care, bă, dar pune-te în locul lui, mă, prostule, mă, bă, dar eu ars casa, mă, cum poți să zice dislike, unsubscribe, morții mătii, bă, tu, încep să vorbesc ca youtuberul ăla, de-l știți voi, de-l știu eu și voi nu-l știți, mă rog. Prostule, vin și ți-o dau rău, ți-o dau așa, cu monturile, ți-o dau în cap, că el lui ars casa, da. Da, da, e foarte trist. Oricum, a ajuns irelevant și ca să ajungă din nou relevant, a trebuit să facă ceva să-și aducă aminte lumea de el. Și-a adus aminte și televiziunea de el, am văzut că și cu televiziunea, am văzut din ce zicea el pe acolo, că o da buza peste el, că nu știu ce. Ei bine, omul vostru era în București și conducea BMW sau ce are el, Volkswagen, când da, și era pe Bines și voi, i-a ars casa. Extraordinar! Și acum să nu zicem că da, când ți se întâmplă ceva rău, e rău într-adevăr, dar trebuie să uiți. Nu e chestia asta, asta nu se aplică la youtuberul ăsta pe care îl știu eu și voi nu-l știți. Da, e asta am vrut să... Adică când susțineți pe cineva, vezi, adică... A avut două fețe, ok? Adică el, bă, nu o zic eu, el a zis-o că, bă, voi de fapt... M-ați crezut, eu am făcut chestiile astea pentru vizualizări, eu vreau să fac 1000 de euro pe zi și la toți ăștia care zic așa de mini. Wally, doamne, e youtuberul ăla pe care știu eu, da, te-ai ajuns și totodată te-ai dus și oricum am făcut cea mai mare porcării când și-o șterg videourile. Că vrea să înceapă ceva, nu, chestiile alea l-au ridicat, oamenii care s-au uitat la el l-au ridicat și acum, hopa tropa, e luat de aici că, na, nu, de fapt, eu nu sunt ăsta, eu am făcut chestiile astea pentru vizualizări. Eu, panana, eu Coca-Cola, eu Orange, eu ce mai are el, iPhone, eu de astea, nu, normal. Din atâția bani, nu, e bine așa, din atâția bani să faci ceva așa, bine, cred că e dorința aia că nu a avut și și-a făcut, dar a mai băgat bani în altă casă, a făcut o porcărie totală, e trist. Sper să nu mă ajung și eu așa, eu stau bine aici, nu vreau să ajung așa mari, mie îmi convine, adică nu, că sper, adică să ajung, știi, că orice om vrea, dar nu vreau să fiu așa, tembel, nimic, jeg, nu vreau. Tocmai de-aia asta l-a stricat pe el, e forța forțelor, e omul care a făcut 1 milion de abonați și s-a chișat pe toți, dar a urinat, bă. Nu a urinat, eu stropit cu chestie galbenă, mă rog, sau, na, mă rog, bine că trece elicopterul ăla sau avion sau ce, poate a stupat-o leaca asta. Da. 16 minute, nu mai vreau să ajung la 28. V-am zis. Aveți grijă pe cine susțineți. Poate să fie ăla de vă... Băi, de vă da așa, terminata pe la spate, da? Adică când ai încredere... Băi, eu cine ești tu, mă? Eram prieteni, da? Am uitat. Și asta a fost tot ce am avut de zis. E... V-am zis, n-am mai vrut să fac asta, tocmai de-aia, pentru că n-am vrut efectiv să o fac,
Nu o să pun titlul la videoclip, adică nu o să pun numele youtuberului elui, de-l știu eu și voi nu-l știți, care și-a dat foc la casă și a cerut foarte mulți bani, deși el are foarte mulți bani și, mă rog, da, în câteva cuvinte, pe scurt, sau nu, în două cuvinte, un jeg, da, un pic mai vulgar, un jeg, da, un jeg pleonastic vorbind, un jeg foarte murdar, da, e trist, rău, și trist, e și trist, acum e foarte trist și, și da, sper că ești foarte bine acum, sper că o să-ți faci o nouă casă, sper că o să ai mult mai multe chestii. Eu după 3 ani am reușit să am o cameră, da, care e bună în sfârșit, da, mă simt bine, e bună, focalizează, asta măcar focalizează, da. Și hai să vă zic care e chestia, nu e a mea, adică dacă mă înțelegi unde am ajuns, în stadiu după 3 ani am și eu ceva calitativ, dar nu e a meu. Cam așa stă treaba, depinde de ascensiunea fiecăruia, depinde de caracter, depinde de multe. Asta a fost videoclipul despre Mr. Chișinău, așa i-am zis eu, e un youtuber pe care îl știu, dar nu vă mai zic din nou. Să ne fie bine, să-i fie lui bine și asta a fost.